În clipul în care v-am vorbit despre încolțirea usturoiului, am uitat să vorbesc puțin mai pe larg și despre cum obținem usturoi verde mai rapid. Și noi folosim două metode de cultivat usturoi. Metoda clasică, cățel de usturoi pentru a obține o căpățână de usturoi, iar când vrem usturoi verde, repede, proaspăt, folosim căpățâni. Așa că astăzi o să fac un video rapid în care să vă explic cum stă situația. Sunt cu tura numărul 2 de usturoi în pat înalt și momentan pun grăunți de usturoi pe rânduri, iar imediat voi pune și căpățâni care sunt deja încolțite. Metoda de încolțire o știți deja, căci v-am arătat-o aici pe canal. O să sper să las un link să vă arăt și videoul respectiv, dar în clipul de astăzi ce vreau să vă arăt principalmente sunt cele două metode de cultivare de usturoi, în căpățână și cățel cu cățel. Aici, după cum vedeți, am pus prin metoda clasică cățel cu cățel pe rând, iar acolo am pregătit căpățânile de usturoi care le vedeți sunt deja încolțite, căci vrem și usturoi verde proaspăt rapid. Pur și simplu căpățâna se ia, se bagă în pământ ca atare și într-o săptămână, dacă timpul ține cu noi și e cald afară, o să avem usturoi verde proaspăt în paturile noastre înalte. Pur și simplu, asta este metoda cea mai simplă de a obține usturoi verde, rapid, repet, pentru mâncat, nu pentru făcut o căpățână nouă, ci pentru mâncat. Depărtare, la o mână fiecare, după cum se poate aprecia pe rând. Uite, mi-a rămas rândul acesta. Aici voi pune, dacă am pus aici, vedeți că pun zigzag cum ar veni, ca să nu se potrivească chiar așa. Bun, iar acolo voi continua cu căței și imediat înmulcim tot terenul. Să exemplific situația, acum voi astupa usturoiul pur și simplu cu mâna, după cum se vede, iar ăsta o să rămână puțin ieșit în afară, vedeți? Ei, asta îi va permite să crească în mod rapid. Oricum, vom pune acum mulci pe lângă el ca să-i țină de cald și, repet, într-o săptămână avem usturoi verde la noi în grădină. Asta este metoda cea mai rapidă de a cultiva usturoi și de a obține usturoi verde. Evident, dacă acoperim și cu un plastic, va ține și mai bine cald dacă stăm într-o climă mai rece. Așa că, uite, rezolvăm situația când nu avem de niciunele în grădină cu căpățâni întregi încolțite. Și apropo, căpățânile astea întregi încolțite le puteți pune și la ghiveci și le puteți tunde când sunt destul de înalte și le puteți mânca fără probleme. Acum voi înmulci, am aici tocătură, după cum v-am obișnuit, și voi înmulci tot terenul de usturoi cu o peliculă generoasă. Stați înainte de toate să lăsăm un semn aici, să știm până unde s-a cultivat usturoiul. Iar aici punem ceva ceva prin asociere. Vedem noi ce putem cultiva în spațiul ăsta mititel, dar ca să știm până unde e usturoiul. Și cam așa arată patul înalt cu usturoi pregătit pentru creșterea usturoiului. Am mulcit terenul. Ia uitați usturoiul cum a început să iasă. Iar asta de aici, îl vedeți cum l-am lăsat, căpățânile întregi. Hei, asta o să îi urmăm desfășurarea prin vloguri și o să vedeți și repede o ia, mai ales că i-am pus și păturica asta de mulci care îi va ține de cald și va crește super repede. Deci cam atât despre usturoi pe primăvara asta. Dacă mai aveți întrebări referitoare la dânsul, vă aștept în comentarii.